Da, mă, dacă ești de matematică, bine ai venit tu. Frumos, măi. Zi-mi repede, deci tema, să zicem, tema pentru acasă, clasa a întâia. Excelent, zi-mi, mai e o problemă? După ce au parcurs distanțe egale, trei turiști s-au întâlnit la o cabană și au constatat că primul mai are de mers 7 km, al doilea 2 km, iar al treilea 9 km până la destinație. Ce distanță a avut de parcurs fiecare dintre ei, dacă împreună au avut de parcurs 30 de km? Hai să vă după ce au parcurs distanțe egale, trei turiști... Ia uite, primul a făcut atât. Al doilea, același lucru face, aceeași distanță, nu? Da. Deci după ce au parcurs distanțe egale, primul, al doilea și al treilea, s-au întâlnit la o cabană. Aici se întâlnesc, la cabana asta. Aici. Și au constatat că primul mai are de mers 7 km. Până la destinație. Până la destinație. 7 km. Al doilea 2 km. Ăsta mai 2. Iar al treilea 9 km. Al treilea 9 km. Mai mult. 9. Hai să o întreb. Bun. Ce distanță a avut de parcurs fiecare dintre ei, dacă împreună au avut de parcurs 30 de km? Toți așa. Până la destinație. Au avut de parcurs 30 de km. Corect. Foarte bun. La 3. La 3, bă. Foarte tare. Dar tu ai venit cu urmă la făcut, ai văzut la urmă. Nu, nu, nu. La întrebat, la alta și-o știu tot, îi las cu zonă pe asta. Excelent. Băi, foarte tare. Deci ai văzut surcursul 7, 2, 9, bă. Da, așa făceam. Da, ce-am făcut cu chestii de-astea, sigur, că asta înseamnă. Deci, hai să spunem, din atunci pe 7 plus 2 plus 9, ce faci, te rog? 18. Din a doua operație, prima a doua operație, din 30, se dă surplus 18. Și egal cu? 12. Și după pe 12, a zis că îl împarți în câte... Asta este împărțire, da? În 3 bucăți. În 3 porțiuni egale și cât ar fi mare. 4, 8, 12. Sigur că da. 4, 8, 12. Vine 4, vine la fiecare. Da. Și acum, primul, pentru primul, ce distanță are, a fixat pentru el, ce distanță trebuie să parcurgă? 4. 4 plus? 7. Până la destinație. Da. 4, 3 km. 4, 4, 4, fiecare până aici. Da. Da? Și acum, pentru primul, să răspundem la problemă, 4 plus 7 egal cu 11 km. Al doilea. 6 km. 6 km, deci vine 4 plus 2. Și al treilea, 13 km. Și al treilea, oare trebuie să vorbi? Cât? 13. Pentru că 4 plus 9 este egal cu 13 km. Nu l-am prins. Nu l-am prins. Și de te când s-a născut fiul, mama avea 20 de ani. Când s-a născut fiica, mama avea 25 de ani. Suma actuală a vârstelor lor, adică mama, fiica și fiul, este de 36 de ani. Care sunt vârstele lor actuale? Încă o dată. Până la acum să vedem. Deci, când s-a născut fiul, mama avea 20 de ani. Deci, hai să zicem. Mama avea 20 de ani. Când s-a născut fiul. Și fiul avea aici se naște. Da. Da? În momentul de asta. Bun. Fiul. Aici. Când s-a născut fiica, mama avea 25 de ani. Adică era până aici. Da. Și mai avea încă 5 ani pentru fiica. Da? Mm-hmm. Mama. Adică câți ani avea mama? Hai să spunem că ce avea, avea 25. 25.
vizelor lor. Deci, acum, după ce am reprezentat deci, acolo. Deci după, sub actuală, când s-a născut, când s-a născut fica. Da. Da, când s-a născut, aici este fica. Când s-a născut, da. Fica, da. Fica. Suma două. Suma vârstelor, figă, mamă și fiu, și fiu este de 36 de ani. Suma toată. Suma toată. Foarte, da. Mai vedem. Ai tu idee? Da. Nu am înțeles-o. Zi. Am înțeles-o. Cum? Am făcut 25 minus 20 și am făcut la fiul. 5 ani. 25 minus... 5 ani când s-a născut fica. Avea 5 ani când s-a născut fica. Cine avea 5 ani? Deci pentru fiu, hai să-l notăm aici, el deja a crescut cu 5 ani. Da? Păi din când am văzut că a scris 20 și am văzut 20. Deci pentru am văzut că 5. Deci 5 ani are fiul când se naște fica. Da. Iar mama are 25. Da. Suma vârstelor lor când s-au născut acum, când s-a născut fica, este cât? 36. 36 ani împreună. Adică fiu, figă, mamă. Și mamă. Mai citim câte sigur să chem și să ai. Păi dar mamă câți ani are în total? 45 ani. Mama are 25. Deci când s-a născut fiul? Când s-a născut fiul? Mama avea 20 de ani. Perfect. Când s-a născut fica, mama avea 25 de ani. Așa. Suma actuală a vârstelor lor, adică mamă, fică, fiu, este de 36 de ani. Dar actuală... Vă dau uite. Când își propune autorul actuală. Să vorbească de actuală. Da, domn profesor, vă dau o idee. Poate când s-a născut fica, după ce a trecut un an, fica avea un an și băiețelul avea 6 ani. Posibil și asta. Posibil și asta. De vârsta actuală. Vârsta actuală. Deci, să înțelegem așa, că... Trebuia la 5 ani să are un an. Știi de ce? Dacă fica avea un singur an, un an, atunci mama ar avea cât acum? 26. 26 ar avea aici un an. Da. Iar fiul ar avea aici cât? Ar avea 6. 6, nu? Da. 6. Suma actuală a lor, adică 1 plus 6, nu plus 26, nu? Că 25 cu 26 și cu 6, că avea durat unul aici, da? Și cu 6 a fiului, ar trebui să-i dea 36. Ia să vedem proba. Adică ia să vedem dacă 20, cât ați zis aici, mama. 26 mama. Plus un an fica. Un an, da? Fica. Fica. Plus 6 ani. Fiul. Fiul. Așa, 6 ani fiul. Egal cu... Nu ne dă. Nu ne dă? Spun eu. Cât face aici? 33. 33. Trebuia să ne dea 5 la fiu și 4 la... și 1 la fică. Și de ce? Ca să formăm 3. Băi, dar fica crește și ea, mă. Fiul... Să înțelegem bine. Fiul a crescut și el cu un an, dacă ați la fi un an și mama s-a dus un an în față. Deci 30 și cât face ei suma, că nu am fost atent. 33. Și noi la cât trebuie să facem? 36. Păi cu 3 ani diferență. Păi ce s-a zis cu 3 ani diferență? Ia să vedem. La cineva trebuie să duc 3. Nu se poate la unul. Că ei sunt la toți 3. La 3. Adică la mama, fiică și fiu. Câte un an? Câte un an. Ai mama are 26, fiica are 2. Mama are cât? 27. Așa, deci îi mai duce cu un câte un an. Fiica are 2. 27 plus 2. 2 plus 7. Plus 7 face?
trei, șase de ani. Deci, acum, când discutăm, mama are 27, fica are 2 ani și fiul are 7 ani. Foarte tare problemă. Ia să vedem la de 5 ani, chiar i-am gândit. Cum am gândit la aici, ca să le spune și prietenilor noștri? Mi-am gândit așa. Mi-am gândit așa. Eu din primul am găsit fiul, eu am văzut 20 și 25, am văzut diferența, am văzut că era 25, era mai mare cu 5 decât 20. Deci asta... Eu cresc doar fiul. Deci, am translat, am mișcat de la 25 ani încolo, când s-a născut fica, câte un an, dacă am pus 1, 1, 1, pe toți 3, i-am mișcat în față. Adică, mai clar, trebuia să gândim așa. Hai să scădem din 36 surplusul de 5 ani de la 5 cu 5 cât facea, cât face... De la 29. Știi ce mă gândesc, mă? Hai să vedem până la momentul când s-a născut fica. Adică din 20, din 36, scădem cei 5 ani ai băieții, cei 5 ani ai mamei, 10. Și iată, dacă vine din 36, scădem pe 10, până la momentul care se naște fica. Și ne dă cât aici? Cât facem? 26. Face 26. Nu-i bun. Eu cred că trebuia să scădem din 36 la momentul actual. Scădem pe cine? Pe cine? Dacă tu spui pe cine să scădem, este fantastic problema. Nu 10, mă. Mama. Mama toată cât are? 25. Până la nașterea fiicii. Până la nașterea fiicii are 25. Și băiatul cât? 5. Și cu 5 cu 25? 25 și cu 5? 30. 30 trebuia să scădem, nu 10. Să scădem vârsta mamei și a fiului. 6. Și 6 ăsta trebuie să-l împărțim. Fie câte un an mai crezi, fie câte 2. Dar la cât îl împărțim pe 6? La 1, 2, 3. Pe 6, care înseamnă acum diferența de vârstă până la 36. Pe 6 ăsta trebuie să-l împărțim în 3. Pentru că și fica prinde, prinde și mama și prinde și băiatul. Și atunci din 3, 6 împărțim la 3. Cât face 6 împărțit la 3? 6 împărțit la 3, 2. 2! Și înseamnă 2 pentru fică, 2 pentru mamă și 2 pentru băiețea. Deci, asta era șmecheria. Să ne echipuim la momentul când se naște fica, care e suma vârstelor dintre fiul și mamă. Că după 5 ani s-a născut fica. Adică băiețelul, după 5 ani s-a născut fica. Deci băiețelul a câștigat cei 5 ani. De asemenea, mama a crescut cu 5 ani. Deci 25 și cu 5 fac 30. De aceea, din suma totală pe care o au acum cei 3, scădem pe 30 și de 6. Dar 6, de ce nu împărțim în 2? De ce nu împărțim în 3? Voiam să desfărățim în 2. În 2? Ți-a făcut mai mult? Da. Dar de ce am zis și eu în 3? Mi-a place în 3. Pentru că doamna mamă în 3. Nu. La mamă 2. La fică 2. Și la băiețe 2. Asta e motivul. Pentru că am 3 oameni care cresc. Fică, fiu și mamă. Toți 3 se duc în timpul ăsta. Când trece timpul, trece și pentru fică, pentru mamă și pentru fiu. De ce în 3? Și băiețelul, cum l-ați aflat acolo? Păi băiețelul avea 5 ani și cu 2. Păi dacă nu știu că era 5 ani, cum l-ați aflat?
întrebare. Un, dacă nu spuneam cât? Fiul. Deci dacă nu spuneam, iată că autorul spune și mechelește în treaba asta. Că după 5 ani, de când s-a născut fiica, deci după 5 ani se naște, după 5 ani, după ce s-a născut fiul, după 5 ani se naște fiica. Asta îmi spune mie că fiul a câștigat și el 5 ani de când s-a născut. Deci vârsta fiului este în cei 5 ani plus încă 2 care e are de acum. Uite, dacă ar fi spus autorul, fii atent, suma vârstelor acum, la momentul ăsta, este 12 ani. Pardon. Suma vârstelor este 42 de ani. Nu. Deci, autorul spune așa. Nu 36 de ani au împreună acum, ci formuleze o problemă imediat, în care spune așa. Suma vârstelor acum, deci suma vârstelor acum, este de 42 ani. Câți ani au fiecare clipa asta? Ne facem problema cu datele noastre. Da, uitați acolo, trebuie să dați mai mult de 45. De ce? Ca să dăm 25 cu 20 și fica cu băiețelul și dădeam mai mare. Nu? Urmărește-mă, e treaba foarte serioasă aici. Deci tu trebuie să fii foarte atent la modul în care judecă problema. Deci aceeași problemă. Fiul se naște când mama are 20 de ani. După 5 ani se naște fiica. Suma vârstelor lor, este 42 de ani. Câți ani au fiecare în parte? Păi fiica are 0 ani. Fiica are 0 ani? Când s-a născut acolo, adică mama are 25, fiul are 5, aici, aici este pariera când fiica are, are cât are? 0 ani când se naște, nu? Deci, când se naște fiica, hai să spun așa, când se naște fiica, mama plus fiul au 30, sigur că da. Au 25 plus 5 și egal cu 30 de ani. Când se naște, atenție, când se naște fiica, mama și cu fiul au 30 de ani. Acum, când vorbim noi, stăm de vorbă, facem problema asta. Păi ne mai trebuie 12, cum facem rost de 12? Păi asta e. Asta e, că acum cei 12 ani vin de la cine? De la fetiță. Nu mai fetița? Nu mai fetița? Și băiețelul. Și băiețelul. Și de la mama, că și ei cresc fiecare în perioada asta. Da, 12 și 13 și 3, are 4-4. Asta. Deci pe 12, diferența de la 42, 42 minus, cât ai zis, 30. Egal cu 12. Și acum pe 12 îl împărțim. 3. 4, 4, 4 plus 4 plus 4. Nu, 12 împărțit la 3 egal cu 4. Da. Și tu ai spus foarte bine, e 4 plus 4 plus 4. Și cât are mama în momentul ăsta? Mama cât are? În momentul acesta. Când vorbim noi aici la lecție? Are 34 de ani. De ce ai zis 34? Așteptați, ca să mă gândesc. Păi nu, asta e toată povestea. Nu spunem, nu spunem și cum mă gândim. Nu, acum, păi vă spun acum. Ai 34, pentru că am făcut 25 plus 5 plus 4. De ce plus 5? De adunat și fiul. Păi de ce? Păi fiul nu rămâne cu vârsta lui, că la mama nu te-am întrebat. Ai zis 25 plus cât? Plus 4. Asta e, mă, 25 plus 4. Mama, 25 plus 4, care face 29. Fiul, cât au? Cât au?
tare e figura acum? 5. 7. Atenție, atenție. 5. A avut 5 însoleți cu fica. Dar are acum cât? Când vorbim mai rar decât aici. Asta mă trebuie spui, dar spui și prin că am adunat pe cei 5 până când s-a născut, 5 cu 4, 9. 5 plus 4, egal 9. Și fica, câți ani are? 4 ani. Mai dacă tu ai înțeles problema, dai tu mâna. Dai tu mâna. Vreau să spui că acum, i-am dat câți ani am dat, 42 ani. Acum vreau să dai tu un număr. Deștept. Că nu orice număr merge. Nu merge orice număr. Dă-mi un număr care să fie deștept și să mai aibă problemă. Deci am spus acum, au, peste 30 de ani trebuie să dai. Eu am dat 42. Sunteți la oare, sigur, da? Mai avem minut. Sunteți la oare.
Corect. Ce spunem așa? Propunem probleme, da? Mecanismul de forma de mecanismul de forma problemei. De propunere a unei probleme. Poate da? Mecanismul de propunere a unei probleme. O să mai formulezi acolo. Bine, la revedere! La revedere! Să nu uite de like, share, vă abonați la Profund Line. La revedere! Și spuneți la toți prietenii. La revedere! La revedere!